Încă o dată bună ziua. Încă o dată mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Astăzi am semnat un memorandum de înțelegere între Primăria Municipiului Chișinău, UNICEF și Asociația pentru Protecția Socială a Copiilor. Este un pas important pentru noi ca municipalitate și am să vă explic de ce. În 20 de ani s-au tot reformat sistemul de protecție a copilului, dar mai avem careva carențe la capitolul de protecție a copiilor străzii. Avem de lucru la ceea ce ține de protecția copiilor din alte localități decât municipiul Chișinău și ne dorim o direcție municipală a protecției dreptului copilului eficientă, care să reacționeze prompt 24 din 24 la toate nevoile și solicitările calitative pentru a asigura securitate și siguranță copiilor. Și nu mă refer doar la copiii străzi, dar la toți copiii aflați în dificultate. Vreau să oferim servicii calitative atât familiilor, cât și să consolidăm rolul nostru de tutore în procesul de îngrijire și asigurare a siguranței copiilor. Vreau pe această cale să mulțumesc foarte mult UNICEF-ului că a răspuns apelului nostru. Vreau să mulțumesc foarte mult Asociației pentru Protecția Socială a Copiilor și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc Consiliul Municipal și Consiliul Municipal că au acceptat și au aprobat memorandumul de înțelegere. În baza memorandumului de înțelegere, împreună cu UNICEF-ul, vor fi angajați consultanți pentru Direcția Protecției Dreptului Copilului, inclusiv un consultant internațional, care va, într-o perioadă de jumate de an, va evalua activitatea, regulamentul de activitate, procedurile care stau la baza activității Direcției pentru Protecția Dreptului Copilului, Direcției Municipale, și vom veni cu o foaie de parcurs pentru Consiliul Municipal, spre atenția Consiliului Municipal pe care să o aprobe, ca să asigurăm acea calitate de care au nevoie copiii din municipiul Chișinău, dar și din întreaga țară. Noi avem nevoie de o analiză amplă a tot ce se întâmplă atât la nivel de inclusiv adopție, de asigurare a condițiilor de îngrijire a copiilor, de asigurare a mediului și consilierii psihologice a familiilor, să vedem care sunt capacitățile noastre azi, unde trebuie să ajungem pe termen scurt și care este scopul și viziunea noastră pe termen mediu și lung pentru direcția protecția dreptului copilului. Ne propunem inclusiv să venim cu un regulament modificat, consolidat a direcției, astfel încât, cum am zis, să fim alături de copii și să răspundem nevoilor lor. Vă mulțumesc și încă o dată vă mulțumesc frumos și dumneavoastră și dumneavoastră. Mr. Codreanu, Mrs. Busdugan, doamnilor, domnilor, let me first say how happy I am to be here with you today on behalf of UNICEF. This is really a very special undertaking for us. Every child in Moldova deserves to have similar opportunities to be loved and cared for and to live in a very safe environment. And due to several efforts supported by several partners, including the EU, UNICEF, NGOs, the government of Moldova, has actually made a lot of achievements. And compared to 2006, now 5 times less children live in residential institutions and twice than more children in family-based care. And we have now also about 350 foster families in Moldova. Yet thousands of children are separated from their parents and hundreds are still left without parental care and exposed to violence on an annual basis. The lack of adequate services at local level directs actually also a significant number of children to Chișinău municipality. And often these are children with very complex needs, such as children with disabilities, children between the 0 and 3 years old, abandoned children, and children coming sometimes from abusive families. And this is why the municipal child protection system has no other option than to provide a timely and adequate response to these children. And we are here to support enhancing the system's capacity and to address the needs of the most vulnerable children and to achieve their social integration and reintegration.
And for that, we are also very happy to have a very strong partner in the Alliance of Active NGOs in the field of child and family social protection, the APSCF. The evaluation that will be conducted as part of the project will look at how the system addresses the needs of children separated from families, victims of violence, abuse and exploitation, and children in conflict with the law and others. And I must say this initiative also perfectly falls within UNICEF's own priorities for the current country program cycle 2018-2022 to protect children against violence and exploitation and to prevent neglect and family separation. And therefore I want to reiterate how happy I am to be here and to jointly set the foundation for a long-term partnership able to bring timely, effective and quality services for children so that we really work towards a very child-friendly environment for the children in the municipality. Therefore, I actually like to congratulate all of us with this very promising initiative, and I'm sure it has all the ingredients for bringing tangible results for kids here in Chisinau, but also for the entire country. Yet we are aware that there are important challenges remaining and that therefore this urgent attention is so much needed. I really, from the bottom of my heart, I like to profoundly thank our partner and most of all the Chisinau City Hall for your commitment, your openness, frankness, and therefore, we hope that maybe this partnership is a partnership starting to bloom and be very fruitful in the future. Mulțumesc mult! Țin și eu să mulțumesc partenerilor în persoana domnului Codreanu, primăriei municipiului Chișinău și doamnei Dezirea, pentru această inițiativă. Sper eu că o să fie una fructuoasă și rezultatele vor contribui la fortificarea sistemului de protecție a copilului, în special în municipiul Chișinău. Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a familiei și copilului activează din 2002 și parcursul nostru continuă a fi unul care este pentru a fortifica sistemul de protecție a copilului. Ori noi suntem aici pentru a susține partenerii și pentru a contribui la această fortificare. Vreau să o prezint pe colega mea și președinta Alianței, doamna Liliana Rotaru, care astăzi de asemenea va avea o intervenție. Mulțumesc, felicitări partenerilor și mulțumiri pentru acest angajament la cel mai înalt nivel de ordin politic și de ordin financiar. Este clar că pun pe agenda tuturor partenerilor, pun o prioritate extraordinară, protecția copilului. Vreau să zic, să parafrazez o expresie antică, cu cât mai mult știm, cu atât mai mult ne dăm seama că știm puține. Cu cât mai multe realizăm, inclusiv în protecția copilului, cu atât mai mult ne dăm seama câte lucruri mai rămân de făcut. Bineînțeles că în acest exercițiu de evaluare, eu sunt sigură că experții vor ține cont de aceste realizări, de potențialul pe care îl are Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, de potențialul municipiului Chișinău, dar totodată și de provocările pe care le avem în față. Municipiul Chișinău probabil are o populație de o treime sau mai mult din populația țării. Pe de o parte este un oraș care oferă avantaje și beneficii, pe de altă parte provocări familiilor cu mulți copii sau familiilor în situații de risc. Și sperăm foarte mult în 5-6 luni să avem această hartă în fața noastră și susținătorii, finanțatorii, cum ar fi UNICEF și alți donatori, și Consiliul Municipal, Primăria orașului Chișinău, ca să-și poată proiecta următoarele politici, dar și societatea civilă care vrea să pună un umăr, să-și ofere expertiza, experiența pentru a schimba lucrurile în și mai bine. Va fi o hartă, știm cu toții că probabil
Dacă te pornești de la Chișinău spre Bălți, poți ajungi și prin Vulcănești și prin Ungheni, dar totodată este un drum mai drept, mai direct. Sperăm foarte mult să găsim acest drum direct, să nu pierdem timp, resurse umane, resurse financiare. Pe final, ceea ce se întâmplă astăzi este în beneficiul copiilor în primul rând, dar în istoria APSCF-ului este prima dată când semnăm un asemenea memorandum. Ne pune în față și nouă priorități și provocări noi. Vă suntem recunoscători pentru această încredere și UNICEF-ului și Consiliului Municipal, Primăriei Orașului Chișinău, Municipiului Chișinău, și doresc tuturor într-un ceas bun și să fie doar începutul unei colaborări fructuoase. Mulțumesc!